Autorul alarmei false din luna ianuarie de la aeroport a fost reținut de poliția de frontieră. Acesta ar fi un tânăr de 22 de ani din capitală. Potrivit poliției, pe data de 10 ianuarie, el a alertat autoritățile prin telefon după ce ar fi aruncat cartela SIM. După ce a efectuat apelul, individul și-a mai schimbat numărul de 17 ori. Tânărul le-a declarat polițiștilor că a făcut acest lucru după ce ar fi intrat de mai multe ori în conflict cu poliția. Lucrând ca și distribuitor de pliante, el ar fi primit mai multe amenzi pentru că obișnuia să meargă printre mașini împărțind materialele publicitare, expunându-se riscului. Pentru isprava sa, tânărul va fi cercetat penal și riscă să facă pușcărie.